La începutul lunii mai, familia Apăvăloaie, din comuna Călăraș, rămânea fără acoperiș deasupra capului. Un incendiu puternic, pornit de la rețeaua electrică învechită, le-a mistuit casa. A fost un adevărat dezastru pentru o familie care se luptă cu sărăcia și încercările vieții. Este o familie de oameni tineri, muncitori, din păcate cu situație financiară destul de slăbuță. Copilul cel mare, în vârstă de 13 ani, cu probleme grave cu autism, este și internat la școala specială de la Dorohoi. Mai au o fetiță de 5 ani și cu ajutorul bunului Dumnezeu, peste 3 săptămâni va veni și cel de-al treilea copilaș al familiei lor. Preotul satului a demarat o campanie umanitară în căutarea unor soluții pentru familia care dormea pe unde apuca. Ne-am mobilizat cât de repede am putut și la nivel de parohie să-i ajutăm cu strictul necesar. Din păcate, resursele financiare ale noastre sunt destul de limitate, dar ne-am mobilizat și la nivel de parohie și am făcut și un anunț pe Facebook, pe rețelele de socializare, în speranța că vom găsi oameni cu suflet mare care să îi sprijine, să-i ajute. Un ajutor consistent a venit din partea social-democraților botoșeneni. Senatorul Doina Federovici, alături de alți colegi de partid, au dus la Călăraș materiale de construcție necesare ridicării unei noi locuințe. Încă una. Naștere ușoară și să aveți grijă. Da? Să aveți grijă și de puiuțul mic și de puiuțul mare. Nu plângeți, nu plângeți, nu mai plânge, nu mai plânge. Donăm astăzi tot ce înseamnă material de construcție pentru această viitoare locuință. Sperăm ca noul micuț care se așteaptă să apară pe lume în 2 săptămâni, să intre într-o casă nouă, într-o casă frumoasă, într-o casă primitoare. L-am rugat pe părintele paroh să supervizeze tot ce înseamnă lucrări la această casă, să-i ajute în continuare și dacă mai au nevoie de ceva, să nu ezite să ne caute. De altfel, senatorul botoșenean spune că acțiunea face parte dintr-o serie de gesturi umanitare făcute de-a lungul timpului. Am împlinirea sufletească că acest gest al nostru va fi interpretat așa cum se cuvine. Nu suntem la prima acțiune de acest gen. Dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani, cred că județul Botoșani a fost lovit de prima tornadă și atunci am mers la bătrâna de peste 80 de ani și am ajutat-o în aceeași manieră. Suntem bucuroși pe de o parte că am reușit să sprijinim această familie, iar pe de altă parte suntem copleșiți de necazul acesteia. Cornelia Apăvăloaie, o femeie greu încercată de soartă, care peste 2 săptămâni va aduce pe lume încă un copil, a primit acest dar cu ochii în lacrimi. Nu mai spera la un ajutor de nicăieri. Mulțumesc la toată lumea că m-a ajutat. Le dea Dumnezeu sănătate și atâta mai mult. Ce să mai fac? Casa va fi ridicată de meșterii locali. Aceștia speră ca în 2 săptămâni lucrarea să fie gata.